Sì. Gli è un urcaiubi. Ci vibra. Pesce, scorzo. Ci ha trovato maglia molto, vorremmo lei. Con il zucco, credo. Vai che muore. Mora questo. Che cantere. Io non andiamo a occhi. No, non ti nemmeno, ma non è così questo. Eu pe ce ți-a plăcut la acvariu? Ce pești ți-a plăcut? Rechinul. Rechinul ți-a plăcut? Da. Bun, acum unde merg? La un moment. Merge, vorbesc cu camera, nu sunt rușine de camera. Bun, mergem la monument, vedem ce e acolo. Și după nu știu unde mergem, habar n-am. Vedem. Am ajuns la monument. Să vedem ce e aici. Mergem până acolo în vârf.
Ia, acolo s-o găsit ceva. Domnul centenar, ai vizitat Muzeul de Istorie și Arheologie, să urcăm sus la monument, să vedem cum se vede Tulcea de acolo. Să fie super interesant. Faci cardio. Ai ceva de urcat. Hai, bagă. La biscuița aia care ai mâncat. Să vezi de aici. Acolo e Dunărea. Foarte frumos peisajul. Maza cu numărul 3, Crap, pe strada Varză, Măliguță, sursă de carbo și ardeiute. Arată foarte bine și chiar sunt curios. Este specialitate de aici, din zona Dunării, așa că abia aștept să văd cum este. Adică dacă ne plictiseam. Nu se fură. Garantez eu că nu se fură. Doar dacă îți pleacă vreun pescăruș cu ceva în gură. Așa mai sunt. Da, pescăruș cu două picioare. De ce aia? Și am venit la serviz, vă rog. Dragilor, am făcut un mic popas la Mila 23, unde o să luăm masa. Să fie o masă tradițională cu pește, ceva specific de aici din delta Dunării. Sunt foarte curios să văd. Deși ieri am mâncat la un restaurant, și ceva specific de aici din delta, mi-a plăcut foarte mult și sunt curios să văd aici mâncarea localnicilor, cum este. Sunt
stai. Dă puțin mai încet. Ca data viitoare să ai de curaj. Vedeți că ajungeți la vecini. Aloha, aloha. E, uite și alea le avem și noi. În urmă am ajuns și la mare, la plajă, la Solina. Foarte mișto. Da, și să bag în apă. Trebuie să ajung anul ăsta la mare. Dar până la urmă am ajuns și la mare. Neața, dragilor, am ieșit la puțin cardio, așa că vreau să vă povestesc un pic despre ce am vizitat pe cea la Tulcea, la Sulina, pe Dunăre. Chiar aia ce vizita. La Tulcea am vizitat Muzeul de Istorie și Arheologie. Foarte multe lucruri s-au descoperit aici, în zona Tulcei. Tot felul de vase romane, încălțăminte, am văzut și că au descoperit o avere în bani care era echivalentul a putea să-ți cumperi, mai bine zis, cu ce s-a descoperit, 72-74 de case sau puteai să-ți cumperi 1000 de cai indieni, nu știu, mă gândesc că sunt mai de rasă cei din India, nu știu de ce. Sau puteți să-ți cumperi nu știu câte corăbii dotate la maxim. Ce-am mai văzut pe acolo? Bijuterii foarte multe. Și în zona Sulinei am văzut vreau să vă zic o mică poveste ce mi s-a zis și mie aici, în zona, la Sulina. Când a venit prințesa, regina Franței, a cerut unor oameni să-i dea un pahar de apă, iar aceia au mers și au luat din Dunăre apă și au dat și a spus, apă din Dunăre îmi dați. Și au zis că pe n-avem de altundeva, singura noastră sursă. Atunci aia când a plecat în Franța, a trimis bani. Asta era pe vremea lui Carol I, să construiască un castel care filtrează, care avea un sistem de filtrare a apei și au durat, nu știu, durat ceva ani până s-a construit. După ce s-a construit, regina s-a întors în România, la Dunăre, cu toată familia și chiar și în ziua de azi Sulina are apă de acolo, acolo se filtrează apa. Ce mai era pe acolo? Turnul Farul Vechi, care tot așa construit de francezi, din beton și fier nichelat. Te-am înțeles, nu are suduri. Bun, sunt foarte multe de vizitat, trebuie foarte mult timp să merg să vizitez. În Tulcea am mai vizitat acuariumul, foarte interesant acolo, foarte multe tipuri de pești. Am văzut chiar și pești din filmul cu Nemo, mi s-a părut foarte interesant. Avea o expoziție temporară cu animale împăiate, tigri, lei, focă, mai multe tipuri de animale. Și să mă întorc să merg, pentru că am venit destul de mult de unde sunt cazat. Cred că o să fac o oră de cardio azi. Așa, pe Dunăre am vizitat mai multe canale. Din câte am înțeles, în mai, din mai până în iunie, iulie, e cel mai ok să vii să vizitezi Dunărea, pentru că atunci
fauna din Florida. Am văzut mai multe tipuri de păsări, cormorani, lebede, lebede maro sau neagră. Nu știu să vă spun exact, pentru că nu mă pricep la păsări. Așa, și fost și pe plaja Sulina, foarte frumos amenajată. Deci chiar merită să veniți în zona Dunării, și în zona Tulcei. Pentru că aici vizita trebuie câteva zile să pot să vizitez cam tot. Na, pe Dunăre ai foarte multe canale de vizitat. Am văzut și canalul, pardon, lacul Nebunul, care e un lac, cică, chiar e un lac protejat prin lege, unde nu, oamenii nu au voie să intre. Acolo e un fel de cuibar pentru păsări. Bun, și cam atâta cu ce am vizitat astăzi. Nu știu exact ce o să fac, dar o să vedeți mai încolo. În principiu vreau să merg la Mamaia și bun, hai că o să vedeți, o să pun în vlog ce o să fac, dar în principiu merg la Mamaia și o să vă mai arăt ceea ce mănânc. Pentru că știu că vă place foarte mult să vă pun primul foarte multe mesaje. Ce mănânci, ce mănânci, pune ce mănânci. Să încerc să filmez cam tot ce mănânc. După cum am zis, am grijă de alimentație, pentru că trebuie să mă mențin în formă, chiar dacă sunt în vacanță. După cum vedeți, și în vacanță fac cardio. Am pauză activă, care înseamnă să faci cardio mers. Deci nu alergat, nu, oricum nu alerg. Bun, aici o să vă povestesc altă dată într-un alt video de ce, ca să ai grăsime, trebuie să faci cardio de lungă durată și la o intensitate scăzută. Bun, e cam atâta și ne vedem mai încolo. Haideți să vă arăt ce îmi pregătesc pentru micul dejun. După ce am făcut cardio, prima masă trebuie să conțină neapărat proteină, grăsimi și carbohidrați. Haideți să vedeți ce mi-am pregătit. Aici avem două banane, 120 de grame fulg de ovăz, 10 olbușuri, 4 gălbenușuri și aici două felii de pâine. Deci asta din Lidl, așa am găsit și eu. Așa, 50 de grame de carne pe 100 de grame, 9 grame de proteină. Bun, singurul chestie care nu-mi place, care are 4 grame de zahăr, din asta nu e chiar o problemă. Fibre, 4,5, destul de ok. În mod normal nu mănânc pâine, dar este o sursă bună de carbo și pâine, de pâine albă. Nu este nicio problemă dacă mâncați pâine. Așa că, dragilor, să vă iasă din cap acel mit cum că dacă mănânci pâine te îngrași. Nu, pâinea nu îngrașă. Pâinea are între 40 și 50 de grame de carbohidrat pe 100 de gram. Așa că este o sursă bună de carbohidrat, un carbohidrat cu absorție lentă. Este ca și orezul sau cartofii, care și acele sunt două surse de carbohidrat foarte bune. Așa că mare grijă cu miturile. Pâinea nu îngrașă. Excesul, da, îngrașă. Exact ca și cum ai mâncat cartof sau orez. Și am ajuns și la Mamaia. A fost ieri. A fost super bine, pentru că nu a fost aglomerat. Pentru că este în timpul săptămânii. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Pentru că țin minte anul trecut, am prins un weekend și a fost super aglomerat și nu mi-a plăcut deloc. Nu mă așteptam să fie apă chiar așa caldă. Anul trecut am fost prin august și era cam rece apa. Și nici vremea nu era foarte, foarte ok. Nu prea era foarte mult soare. Anul ăsta, chiar dacă a fost în septembrie, jumătate lui
septembrie a fost super ok. M-am terminat cardio, merg acasă, prepar micul dejun. O să vă arăt ce am pregătit să mi-am dimineață. Și mai încolo am văzut un loc, am văzut niște nuci pe jos și o să iau câteva nuci să le dau un micul dejun. Pentru că nucile sunt o sursă bogată de omega 3. Ca de obicei. Bun. Adică o să vă arăt micul dejun și mai vorbim. Nucile să le spun într-un mod mai tradițional de la țară. Pentru ce fac sală, nu? Să spar nuci. Dejun. 120 g fulg de ovăz, nuci. Bio, eco, de aici de la țară, culeze chiar de mine, două banane, ultimul roz, aceștia sunt pe care îi folosesc eu. Și aici îmi pregătesc omleta sau ratuta, cum se zice la noi în Ardea. Și o să mai fac și o salată de roșii și cam atâta cu micul dejun. Bun, și cam așa arată micul dejun. Aici avem omleta cu roșii. Am mai adăugat două felii de pâine, echivalent a 50 de grame, 25 de grame de carbohidrați. Aici avem fulgi de ovăz cu banană și nucile. Bun, cam acesta este micul dejun. Dragilor, cam asta a fost și vlogul de azi. Nu uitați să mă urmăriți pe canalul de YouTube, să dați subscribe canalul meu de YouTube, să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificările cu cel mai nou video. Vă puteți urmări pe Instagram, Florin Damșa Fitness, pe Facebook, Florin Damșa Fitness and Bodybuilding. Și sper că v-a plăcut acest video și ne vedem în următorul video. Și nu uitați că săptămânal o să pun câte un episod pe canalul meu de YouTube, așa că nu pierde episodul. Pentru a nu pierde episodul, apasă pe clopoțel și vei primi notificare cu cel mai nou episod. Pa!